Cu ce ocazie la Călăraș? Fletul meu... Scuze, eram pe muzică. Băi, cu ocazia acestui festival, deja să-i spunem prima ediție a jocurilor de vară, mă bucur că m-au chemat prietenii de la Ecoaqua și am venit cu drag, pentru că mă consider o fire foarte sociabilă și îmi place interacțiunea cu oamenii. Am mai fost la evenimente pe plajă, la mare și în alte locuri din țară și știam că o să fie super tare, mai ales că e într-o zonă călduroasă, să spun așa, și iată că e un weekend călduros, deci Călărașul m-a primit cu căldură. Ce le pregătiți călărășenilor? Acum, n-am venit cu vreun volum de poezie sau vreun... Dar, cu siguranță, după cum e obiceiul, mai râdem, mai glumim, mai facem o poezie, o rimă, un concurs. Ne simțim bine, cât până la urmă despre asta e vorba. Petrecem weekendul împreună și, cum spuneam, vremea ne ajută, plaja asta senzațional ne ajută. Deci, cu siguranță, nu trebuie să pregătesc ceva de acasă sau dinainte. Orice facem o să fie bine făcut. O să avem o probă la care vom folosi sfoara asta, pentru că e o probă de îndemânare, de forță, să spun așa, în care avem nevoie de băieți, două echipe de băieți care vor trage de ambele capete ale sforii. Știți deja, ați mai văzut proba asta, îl mai puternic câștigă și primește bere, multă bere. Cum să încălziți-vă tatuajele, știți, ca să facem... Uite, îmi place băiatul, e plin de tatuaje ca Transfăgărășanul de viraje, bravo! Cum vreți voi, cum știți voi, trageți-i eu în chiloți, nu știu, cum... Atenție! 3, 2, 1 și... Bună, băiatul! Hai, două dintre! Hai încă o dată! Dar mai chemați doi la voi! Hai să mai facem o dată! Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Bă, au câștigat, bravo, uite băieții, fair play. Bă, ați ridicat praful aici. Da? Sunteți pregătiți? Ești? Deci mă uit? Băiatul ăsta cu un pic de pârtică și ăsta care e cât sfoara. Bă, aveți ei, da? 2, 3 și... Grățioasă, dar puțin ca o clasă. Aterizat. Zice că-i Virginia, ea n-are nicio timp. Hai că n-ați pierdut încă. Facem 2 din 3, da? Atenție! 3, 2, 1 și... Bun, hai să-i aplaudăm, hai că merită băieții. Chiar și-au dat toată silința. 3, 2, 1 și... Bun, beau și băieții o bere, felicitări. Jaloane ca la schi, da? Și acolo schimbați partenerul. 3, 2, 1 și... S-a desumflat roaba aici, dar nu-i problemă, și revine. Hai, bea acolo jumate, măcar jumătate de apă și formă invers. Hai, acum, hai că recuperează. Fii atent ce recuperează. Hai că încă n-am terminat. Hai că au câștigat motocicliștii, trebuie să fim sinceri. Felicitări, aici a fost o pană sau ceva, s-a răsturnat roaba. 2, 3 și ocoliți jaloanele, da? Hai, bucule! Hai amândoi un pahar sau jumate dintr-un pahar, jumate dintr-un pahar. Bea și tu ăsta cu șortul roșu. N-ai voie, hai că a băut ăsta pentru tine. Hai, de repede! Băi, a câștigat domnul Borsetă, ce-i drept, dar în echipa asta ați pierdut mult pentru că nu doar tu ai băut bere. 1, 2, 3 și... A venit terminat! Toată, părțiți-o, toată! Dai! Hai, și înapoi! Merg, mai repede, domnă! Dă-i, mă! Hai că la mustață! Băi, au câștigat băieții ăștia, trebuie să vin!
Au luat frapierea de aur. Bună ziua, vă salut de la Canal Sud. Pe plajă sunt fete nud. Am glumit, să mă iertați, dar veniți să vă bronzați, fiindcă vremea e foarte tare. E pe plajă ca la mare și vreau să vă spun un adevăr crud. Faceți ce vreți, vă vedeți la Canal Sud.